de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Iată-ne într-o prea mohorâtă dimineață de 20 aprilie la prea frumoasa noastră emisiune, care de acum înainte va ține ritmul zilnic din motive obiective. Am avut niște pauze și vom încerca să facem emisiuni mai scurte și mai dese într-o zi. Dar o să vedeți dumneavoastră de la 1 mai încolo noul format de emisiuni de aici, de pe Știri Neamț și Mesagerul de Neamț. Până atunci, să vă spun, chestiuni la ordinea zilei, normal, că dacă deschizi orice televizor, discuți despre sănătate și pandemie. În Neamț, asemenea discuții există și aici, pentru că dacă la București nu avem ministru, în Neamț avem foarte multe discuții. De exemplu, în spitalul din Târgu Neamț, acum este așa un fel de efervescență în așteptarea rezultatului anchetei, vă dați seama, anchetă cu două comisii, privind un calculator la care niște băieți sau fete, că nu știm încă cine, sau poate și băieți și fete, se benoclau la niște filme. Noi nu spunem că e interzise, că nimic nu mai este interzis, mai ales că ați observat că în Piatra Neamț avem și niște rețineri la niște cluburi interesante, așa. Se vorbește despre liniuțe, droguri, dar și despre niște distracții mai, așa zis, mai exotice, deși ele există de foarte mult timp, gen swing. Dar, deci la Târgu Neamț se așteaptă azi rezultatul anchetei, cine a accesat calculatorul, dacă l-a accesat, că mai nou se vorbește despre presiuni imense, vă dați seama miza care este acolo, o miză extraordinară, presiuni imense pe inginerul care se ocupă de sistem să spună că ceea ce a văzut în ziua de 6 sau 2 sau 3 aprilie nu este adevărat și că a avut halucinații sau că era o păcăleală de 1 aprilie. Deci asta la Târgu Neamț. La Roman nu mai discutăm, că Romanul este o zonă tabu din punctul de vedere al informațiilor medicale. Când ele apar, sunt de genul, avem două paturi de ATI, n-avem, care le dăm pentru bolnavii de COVID, după aceea nu mai avem două paturi ATI, după aceea dacă vine un secretar de stat în vizită, avem două paturi de ATI pentru bolnavii de COVID, cum am avut și înainte. Dumnezeu să-i înțeleagă, e ca atunci când seara a apărut spitalul din Roman pe lista spitalelor COVID, spitalul din Piatra Neamț nu, și a doua zi a apărut spitalul din Piatra Neamț pe lista COVID, cel din Roman nu. Deci, asta e. E, la Piatra Neamț suntem privilegiați. Nu avem asemenea discuții, nu avem anchete care să fie noi, pentru că ele se derulează într-un rit susținut din dinainte. Și ele vin, și ele vin, și ele vin. Avem un manager nou care este la noi în emisiune. Nu vă speriați, nu s-a schimbat. E tot ăla care a mai fost în emisiune, dar e nou față de alți manageri care au stat 2-3 zile, o săptămână, două. Bună dimineața, domnul Alexandru. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru oportunitatea de a vă da informații direct de la sursă pentru ascultătorii dumneavoastră. La dumneavoastră se urmăresc filme în timpul UPU? Eu cred că nu. Nu. Chiar că nu au timp. Suntem destul de ocupați în UPU, da? Cu pacienții care ne vin zilnic, în jur de 60-70 avem pe zi și nu cred că e cazul să urmărească nimeni filmulețe. Se urmăresc filmulețe, dar se urmăresc filme din alea de întru pacienți cu radiografii, ecografii, ce or mai fi ele. Posibil. Remeneuri. Posibil. Totul pe parte medicală, sunt convins. Bun. Acum, haideți să începem discuția altfel. Există o echipă în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț sau există echipe? Sunteți
singur în luptă cu, cum spunea domnul Voiculescu, cu rechinii din sănătate, sau sunteți în echipă, sau faceți echipă cu Consiliul Județean, faceți echipă cu echipa medicilor. Care este situația? E un răspuns foarte simplu, de fapt. Eu fac echipă cu oricine vrea să facă treabă la spital. Evident că sunt și unii deranjați. Acum, că având, am 3 luni de mandat, încetul cu încetul încep să se clarifice și să se sedimenteze niște lucruri. Dar da, fac echipă și cu cei de la CJ. Discutăm aproape o dată la 2-3 zile de buget, de proiecte, de investiții, de ce mai putem face pentru spital. Fac echipă și cu cei care vor să vină să doneze la spital aproape săptămânal, prin contactele pe care le am, mai primim ceva la spital, echipamente, aparatură medicală, nu, bani nu acceptăm, pentru că e preferabil din punct de vedere financiar să primim echipamentul în sine. Dar de ce să nu acceptați bani dacă vă vin? Este o prevedere legală cu privire la banii care ajung la noi, care se duc prin Consiliul Județean și apoi se reîntorc. Aici vă dau dreptate că, în general, toți banii care se duc în Consiliul Județean, deci banii fac un drum lung în Consiliul Județean ca să întoarcă la cineva. Și eu, dacă aș fi în Consiliul Județean, aș fi atent să dacă mai sau întorc banii, nu, sub altă formă. Nu e vorba că s-ar, nu știu, diminua fondurile sau că ar lua altă destinație. Ideea este că ar ajunge la noi mai târziu și noi acum avem nevoi stringente cu tot ce înseamnă echipamente pe secții, dar în special pe secția ATI. Bun. Din punct de vedere echipei din interior, lucrez cu cine este acolo, fără nicio problemă, chiar dacă sursele dumneavoastră spun că sunt dominate anumite departamente. Iar nu am spus așa ceva niciodată noi. Deci sursele, aici, sursele. Deci, știți iar cum echipa, e? Este în, mă scuzați, echipa este în formare, chiar avem concursuri, deci înscrierile la concursul de director medical și director de îngrijiri sunt până lunea viitoare. E o direcție foarte importantă pentru mine, mai ales pe partea de director medical. După cum bine știți, nu vin din sistemul medical, nu sunt doctor. Deci colegul sau colega care va veni ca director medical va imprima o direcție spitalului. Și vreau să fie o direcție bună în care să putem să facem echipă împreună, să creadă dumnei sau dumnealui în ceea ce vreau eu să fac acolo pe termen lung. Păi, din ce înțeleg eu din răspunsul dumneavoastră, sună cam așa. Cine vrea să vină alături de mine pe spital este binevenit în echipă. Da? Da. Sunteți în căutarea unui director medical și unui director de îngrijiri, și a unui director de îngrijiri. Pentru că doamna Cristina Tănăsai a spus clar că ea nu mai rămâne. Dumneai nu mai dorește, chiar e în comisia de concurs. Așa. Dar, din ce înțeleg eu, din fraza aceasta, pentru mine destul de clară, cine dorește să vină este binevenit, sunt și unii care nu doresc să vină. Sunt care nu doresc să vină. Nu pot să spun că am avut interviuri sau telefoane cu anumiți doctori să îi întreb dacă vor să vină sau nu. Dar vă spun, ideea principală este ca să fie o echipă puternică, să fie o echipă care să meargă în aceeași direcție. Sincer, și v-am zis și înainte de emisiune, nu aș vrea să vină cineva care să-și dorească doar poziția în sine de director medical, pentru că lipsește din CV-ul cuiva acest lucru. Aș vrea să vină cineva și înțeleg foarte bine care sunt dificultățile acestei poziții. Bineînțeles că trebuie să discuți cu colegii cu care te vezi probabil la cabinet după amiaza, da, să ai niște discuții probabil de multe ori în contradictoriu cu diversi doctori din spital și să-ți impui punctul de vedere. Deci vă dați seama că este este o poziție foarte importantă pentru mine, că este legătura mea cu cei din spital. Am înțeles și asta. Haideți să vedem mai departe. Nu cred că ați scos la concurs lucrurile astea, posturile astea și nu ați tatonat.
diverse persoane. De obicei, așa se face. Până la urmă, este dreptul managerului de a, de a tatona, de a vedea dacă cineva este alături de el ca idee, pentru că după aceea, dacă el dă concurs să-l ia sau nu-l ia, asta este altă poveste. Eu cred că am imprimat un anumit stil de management pe care acum cei din jur și cei care au interacționat cu mine l-au văzut. Este un tip colaborativ, cer păreri, le discutăm și luăm decizii de cele mai multe ori împreună, atât în comitetul director, cât și în alte situații. Foarte rar îmi impun punctul de vedere fără să mă consult sau fără să citesc un document sau fără să consult legislația. Deci rar spre deloc. Bun. Bineînțeles că sunt discuții, bineînțeles că sunt oameni care au mai fost director medical. Sunt, mie, sincer, acum vă zic, îmi pare rău că doamna doctora Tănăsoaie nu dorește să continue. Înțeleg și motivele dumneai că a fost în ultimii ani atât manager cât și director medical foarte mult timp și e un oarecare surmenaj în pozițiile astea. Cu dumneai chiar zic eu că este o dinamică fantastică din punct de vedere al cum lucrăm împreună, ne înțelegem unul pe celălalt. Mă bazez pe ceea ce face dumneai și cuvântul dumneai și la rândul ei cred că dumneai n-a avut nicio surpriză cu mine negativă sau un punct de vedere în care să mergem în direcții opuse. Vom vedea cine se înscrie până la sfârșit. Bun. Dar ați discutat cu mai multe persoane? Am discutat cu 3 doctori din spital să văd ce părere ar avea. Dar au fost niște discuții inițiale și fără să... Credeți-mă, fără nu este nicio problemă. Dar nu mă feresc. Deci este un lucru absolut normal. Cum ar gândi, cum ar vedea și am primit niște refuzuri. Deci ați fost tratat cu refuz, cum se spune. Haideți să vedem. Cine nu ar veni aici pe postul ăsta? Pentru că, pe de o parte, este un post cu o foarte mare răspundere, cu atât mai mult cât dumneavoastră. Nu sunteți medic de profesie și el va avea tot ce înseamnă decizie medicală. Absolut, dar așa e și fișa postului. Pe de altă parte, el trebuie să fie și interfața instituției potrivit legii, pentru că este deocamdată și purtător de cuvânt director medical, dacă nu aveți un purtător de cuvânt prin fișa postului. Apropo de asta, noi vom scoate la concurs și o persoană pentru relații cu publicul, tocmai ca să-l degrebez pe directorul medical de această... Și pot veni și oameni din presă ca să știu. Bineînțeles. Bineînțeles. Trebuie să fie economiști. Trebuie să fie economiști obligatori. E un post de economist debutant pentru relații cu publicul, care îl vom scoate la concurs în următoarea, nu știu, 2 săptămâni, 1 săptămână, 1 lună, va fi publicat. Deci este absolut aberant să poți angaja un economist pentru relații cu publicul. În loc să ai o persoană care să știe să relaționeze cu publicul, nu cu cifrele. Pot fi economiști pe partea de marketing, de comunicare, deci există. Știu foarte mulți economiști care lucrează la agenții de publicitate. Că au, cum se spune, o apetență spre așa ceva, este una. Da, depinde foarte mult de experiența persoanei respective, sincer. Noi lucrăm într-un cadru legal în care avem aceste poziții destul de fixe, am înțeles, care trebuie, cu profesia pe care trebuie. Vă dau un exemplu. Acum avem un post scos la concurs de inginer în construcții. Și sunt inginer de construcții și, de exemplu, îmi vine cineva care e inginer în instalații. Nu e foarte mare diferență. Dar legal vorbind, nu prea pot să accept. Dacă mă întrebați pe mine, mai degrabă aș avea un inginer în instalații, că am mai multe probleme cu instalațiile la spital decât cu așa numitele construcții, care marea majoritate nici nu sunt făcute de noi. Am înțeles. Da. Bun, deci cine n-ar putea să fie director medical? Haideți să luăm așa. Cine nu acceptă să vină, deci ar putea fi un director medical? În primul rând, bun, este o problemă financiară, pentru că ca director medical nu poți să ai... Din câte am înțeles eu, cabinet privat, să lucrez la un cabinet privat, mai ales dacă ai contract cu casa. Deci există niște restricții acolo. Elimină o parte din... O parte mare. Din Haideți să spunem că asta este, în momentul de față, o problemă de sistem.
E o problemă a legii în sine. Noi am reușit să obținem niște un bonus, ca să spun așa, două salarii minim pe economie, tocmai pentru ca un doctor care vine în poziția asta să nu piardă ceea ce primea ca doctor pe secția respectivă. Deci am reușit asta atât pentru directorul de îngrijiri, cât și pentru directorul medical prin cei de la Consiliu. Deci aceste lucruri, aceste bonusuri s-au aprobat tocmai pentru a nu pierde persoana respectivă din salariu. Apoi sunt specialități care sunt destul de dificil de, cum să vă zic eu, să vină cineva de la ATI sau din infecțioase, mai ales în perioada asta, să-și dorească să fie director medical. Bine, s-ar putea dori să mai scape un pic de stres. De stres. Oarecum. Oarecum. Bun, deci cei cu cabinet, nu? Cei din specialitățile astea direct implicate cu greu. Cu greu. Pot fi așa. Deci nu rămân foarte mulți. Când te gândești, când stai să te gândești, noi avem 184 de medici în spital în prezent, nu rămân foarte mulți potențial candidați. Da. Greu. Greu pentru că este o responsabilitate foarte mare. Pentru mine va fi și un semnal din punct de vedere al jobului pe care îl fac eu acum. Să vedem dacă se înscrie și cineva și cine se înscrie și ce se dorește. Pentru că o echipă, dacă am o echipă puternică și vine cineva la concursul ăsta de director medical, îmi dă și mie un impuls. Uitați comentariu pe chat. Impunerea studiilor economice pentru postul responsabil comunicare într-un spital pare să sugereze o forțare a direcționării concursului către o anumită categorie de persoane. Nu am ce să răspund la asta. Nu încerc să direcționez, vă dați seama, către nimeni. Putea să fie, dacă era să fie jurnalist sau putea să fie... Dar să aibă studii economice. Nu să aibă studii. Deci așa e în organigrama respectivă. Ăsta e postul pe care l-am avut disponibil. Am înțeles. Și nu se poate modifica organigrama? Se poate modifica. Haideți să vă dau un exemplu. De exemplu... Că de exemplu am văzut cât de repede se modifică organigramele pe la instituțiile mari, Consiliul Județean, la noi primării... se transformă. Se transformă un post, acum sunt destul de familiar cu sistemul respectiv, se transformă în sensul în care poți să transformi un post de medic primar în medic rezident sau medic specialist sau un post de economist în post de IT. Depinde de ce ai nevoie la momentul respectiv. Problema mare este că personalul TESA la spital este un normativ și este un număr fix. Deci tu trebuie să împarți cumva, să îi împași pe toți, și de la resurse umane, și de la economic, și de la IT, și de pe tehnic. Apropo. Adică e apropo, un număr fix după și atâtea vezi luni. Cum poți să modifici și să vezi unde ai nevoie. S-ar putea să iei un post de economist de la, nu știu, resurse umane și să-l transformi într-un post de ITist, pentru că ITistul ai nevoie de ITist în momentul respectiv. Dar în momentul ăsta, după lunile astea care ați petrecut acolo, considerați că TESA și personal administrativ este suficient în spital, este prea mare sau mai trebuie angajări? Cred că cu angajările pe care le vom face acum ajungem la nivelul la care trebuia. Singurul serviciu care aș spune că este deficitar și din mai multe motive este cel de la achiziții, unde nu este nici șef permanent și acum am scos postul la concurs și cred că, nu știu dacă s-a înscris, cred că s-a înscris cineva, una sau două persoane pentru șef achiziții și asta vreau să vă dau un exemplu. De exemplu, în această organigramă la noi, șeful de la achiziții e jurist. Așa e postul prins. Bun, cine face aceste posturi? Cine vine cu propunerea pentru aceste posturi? Eu asta nu înțeleg. Aceste anomalii, deși aici un jurist, hai că mai zic, cine propune posturile? Posturile nu sunt propuse, este o organigramă care este propusă și aprobată. Organigrama asta, cine propune organigrama? Noi din interior. Deci înseamnă că dacă în interior se stă la o cafea, la o ședință de comitet director și cu invitat special din Consiliul de Administrație, sau și cu Consiliul de Administrație, da. Așa, se stă la o cafea și se spune, băi, nu e aberant ca noi să nu avem la achiziții un om pe care să-l putem achiziționa
pe competențele necesare achizițiilor. Nu este aberant să avem un post de comunicare și să punem un economist? Haideți să propunem o organigramă elastică. Și propunem. Deci, de exemplu, în ultima ședință de Consiliu Județean, cred că au fost aprobate cel puțin 30 de transformări de posturi. Pe asistenți, pe infirmiere, pe fiecare secție ce și-a dorit. Acum am ajuns și la aceste posturi din TESA. Deci întâi ne-am ocupat în primele luni de necesarul de pe secții, pentru că toată lumea, cum să vă zic eu, în perioada asta de tranziție și decembrie și noiembrie nu prea s-au făcut angajări sau s-au făcut mai puține. Din momentul în care am ajuns și am zis, ok, hai să-i ajutăm, să vedem ce vor, pe ATI, pe cardio, pe ecutare, așa, atunci am dat drumul la angajări. Și bineînțeles că s-au început niște transformări, atât pe posturile de medici, cât și pe posturile pe partea medicală, din infirmiere, asistent, asistent principal sau nu, și așa mai departe. Deci am făcut o grămadă de transformări. Și acum am ajuns la TESA. La TESA am lucrat, într-adevăr, pe ceea ce am avut. Noi am dorit acest post, că tot ne legăm de acest post, postul acesta de relații cu publicul. Oh. Nu, l-am dorit în sensul că aș vrea cineva ca să vorbească și cu aparținătorii. Normal așa. Pentru că vă zic sincer, primesc 2-3 mesaje de la cunoștințe în fiecare zi. Ce face unchiul, ce face X, ce face Y, pentru că nu avem încă un sistem bine pus la punct de a da informațiile astea. Plus ne lovim de GDPR, care ne zice că dacă nu e trecut persoana în fișă, nu putem să-i dăm informații. Adică puteți să fiți în spital și să ziceți, Alex poate să sune. Da? Și primiți un telefon de la Ionel și doctorul vede și zice, păi nu, Ionel nu e pe listă. Da? Și atunci nu puteți plus că comunica. Dacă ai 400 de pacienți, trebuie să ai 400 de liste de aparținători la care poți răspunde. Da, deci fiecare în fișa de observație a pacientului, pacientul poate declara. Vorbesc cu tare. Da? Da. Când se sună, noi trebuie să dăm informația asta. Numărul 2. Avem o problemă de imagine pe care o știți și pe care vreau să o rezolv. De aia mă și... Care e problema de imagine? De-aia mă și pun la dispoziția presei pentru a afla informații de la mine, informații de la omul care este responsabil pentru spital. Nu vreau să fie zvonul sau ăla a zis că s-a întâmplat ceva la un moment dat. Nu, astea sunt realitățile pe care vreau să le prezint și dumneavoastră și ascultătorilor. Bun, atunci haideți să ne întoarcem la realități. Termenul promis de Fundația Salvează Viață va fi respectat la începutul mai, eu zic că... Care era termenul inițial? Că nu cred mai că era sfârșitul aprilie. Deci dumnealor vin oricum acum vineri împreună cu Paula Selling să facă un mic concert în curtea spitalului, fără public. Nu știu dacă ați văzut sau nu pe... Am văzut ceva că toată lumea acum face concerte în curtea spitalului. A făcut și doamna Carmen Năstase de la... Asociația de dânsa personal? Nu dânsa personal. Nu. Grupurile pe care le coordonează dumneai. Ce să vă zic, mai trebuie și niște vești bune și ceva care să mai ridice spiritul atât personal medical cât și nu, dar e bine. E bine că se fac asemenea concerte. Pe noi nu ne costă nimic. Se respectă toate regulile de distanțare și tot ce înseamnă... Păi din curte se poate face spectacol fără probleme, tocmai. Nu? E bine că se fac asemenea spectacole. Problema este, dacă vine doamna Paula Selin și face spectacolul, este senzațional, este una din cântărețele mele preferate. Poate vin să cer și eu un autograf. Deci, la modul foarte serios vorbesc, chiar este una din cântărețele mele preferate. Și transmite ceva și se potrivește aici, mai ales că ea cântă și muzică religioasă de un anumit fel. Pe de altă parte, pe mine mă interesează, pe lângă doamna Selling, să văd dacă se dă drumul la secția de ATI. Absolut, o să se dea drumul. Deci, respectându-se termenul, sau mai merge un pic? Eu zic că se respectă termenul. Vă dați seama, nu e proiectul nostru. Dar nu, care e stadiul de implementare din în momentul ăsta? De ce putem noi să facem, și eu discut cu doamnele odată la 2-3 zile, ori pe WhatsApp, ori la telefon,
Am semnat și contractele pentru transformator. Eu vorbesc de ce e responsabil spitalul. Pentru transformator și pentru stația de oxigen, care sunt două contracte separate. Deci nouă ne trebuie mai multă putere acolo. Da, corect. Și se adaugă un transformator și se adaugă și stația asta de oxigen cu un rezervor de 10.000 de litri făcut de cei de la... Aș vrea să fim atenți un pic la verbe. Se a semnat, deci este un lucru la trecut. Uh-huh. Când cei cu care a semnat și au luat angajamentul să avem un nou transformator, imediat. Adică asta ce înseamnă? Deci, practic, se încep lucrările și la aceste două lucruri. Deci încep acum. Da. Și cam cât durează? Aveți termene? Nu durează foarte mult. Nu durează foarte mult. O să fie două săptămâni, probabil, dar nu durează foarte mult. Toată lumea s-a pregătit pentru aceste lucruri, adică se știa clar că se vor semna aceste contracte, numai când sunt niște contracte mai dificile cu firme private, fundația și spitalul, în care toată lumea trebuie să-și asume niște responsabilități, niște penalități de întârzieri și așa mai departe. Deci a trebuit să discutăm în trei, ca să zic așa, și să fie toată lumea de acord cu termenii respectivi. Deci putem spune așa că undeva în jurul la 15 mai putem intra în... În activitate, da, la da. ATI? Eu zic că da. Deci 15 mai. 20, hai, treacă de la 15, mine. Spunem 15. 15 mai. Este o necesitate unitatea de ATI nouă. Știți ce, acum că mă gândeam, ce e interesant? Că eu aștept să văd ce aparatură puneți în afară de cea de la Altex, care am înțeles că este... în relație cu Salvează Viața, cu fundația. Altex-ul nu are o relație cu Dăruiește Viața. Fundația Altex are un parteneriat, cred, cu Ministerul Sănătății. A, direct cu Ministerul Sănătății. Direct cu Ministerul Sănătății. Deci nu există un parteneriat între și fundație ei ei și fac noi, donația. Sau de fundație și Dăruiește Viața. Așa, dar am înțeles că ei donează o parte din aparatură. Sau cea mai mare parte. Sunt discuții acum la Ministerul Sănătății. Este și acest vid de putere care s-a potrivit să fie exact când ne trebuia nouă. Și așteptăm niște confirmări de la Minister. Deci în momentul ăsta ceva sigur? Sigur nu am nimic, sigur. Treabă românească. Lucrez, v-am zis, lucrez cu ce am. Cu materialul clientului. Lucrez cu ce am. Un nou comentariu, apropo de posturi. Eu înțeleg că de aici că nevoile pentru anumite posturi se schimbă în domeniul asistent. Așa este. Însă TESA trebuie să-și păstreze locurile de muncă, așa se schimbă descrierea din fișă pentru a corespunde cât de cât cu pregătirea persoanelor. E o ipoteză. Înțeleg ipotezele astea. Aici sunt discuții și vor fi discuții în permanență. Cum se schimbă, ca să vă dau exemplu, dumneavoastră spuneați că doamna doctor este purtătoarea de cuvânt, e un doctor, da? În trecut a fost un jurist purtător de cuvânt. Jurist a cărui reîntoarcere la spital o salutăm. Domnul jurist, cred că Marghidan, dacă nu mă înșel. Da, a plecat la APASER și probabil că la APASER stresul era mult prea mare și a venit în spital. E posibil cu acele procese și bani pierduți. Unde stresul este mai mic. În spital sperăm să facem din ce în ce mai mic. De eliminat nu putem să eliminăm stresul de la spital, dar îl minimizăm. Așa. Deci, el a fost jurist, dar el a fost, mă rog, jurist la spital și era purtător de cuvânt. Problema era în felul următor. Când vrei să aflu informație de la spital, dura. Pentru că orice jurist, prin natura meseriei, se uită și începe. Da, aici da, aici pot, aici nu pot, aici dacă o dau cum dă politic, pentru că domnul Marghidan era și un luptător pe linie politică, fiind liderul consilierilor PSD. Dacă doctorul ăsta este în partid, nu este din în partid. Eu nu mai e acum consilier PSD. Nu, era consilier PSD. În momentul în care era liderul consilierilor PSD de la municipiul Piatra Neamț. De asta vă spun, adică persoana asta care ar trebui să dea informații, ar trebui să dea informațiile clare, fără interpretări. Și asta îmi doresc și eu și de asta sunt aici, să vă dau fără interpretări. Bun. Oricum, eu salut revenirea domnului Marghidan în
în spital, are deja o experiență ca jurist și vă poate ajuta probabil în spețele pe care spitalul încă le are. Sunt convins că dumnealui din trecut cunoaște multe dintre aspectele spitalului. Nu știu exact ce contract a avut sau când a plecat de la spital. Sau... Bun. Acum spuneți-mi, deci 15 mai avem probabil secția funcțională de ATI, secția externă, da, ca să zicem așa. Cum mai stați cu vizitele? Vizitele la spital. Da, am avut vizite. Am avut și de la ITM, vizită de la ultima noastră convorbire. Și am Inspectoratul Teritorial de Muncă, nu? De muncă, da. Și am implementat ceea ce dumnealor au găsit, nu aș pune în regulă, dar ne-au făcut niște recomandări. Și una din recomandări, chiar, uite, nu am știut nici eu și nu le știu pe toate după 3 luni, trebuia să avem un responsabil SSM intern. Nu extern. Deci aveam o persoană externă care era pe bază de prestări servicii, dar e foarte și e SSM foarte bine. SSM ce înseamnă? Securitatea muncii. Securitatea muncii. Deci da. Și am primit această recomandare și am implementat-o. Deci pe mine nu mă deranjează aceste așa numite controle, pentru că sunt aspecte pe care nu le poți controla sau nu le știi, pentru că dacă nu ți se aduc la cunoștință, nici nu pot să mă duc să caut la fiecare departament, la fiecare structură în parte să vedem ITM-ul ce... ITM-ul v-a recomandat cumva și o recomandare, nu ca, că nu poate, să aveți o politică de angajări pe personalul administrativ echilibrată la nivel de județ sau încurajează angajările dintr-o anumită zonă, într-o comună, într-un sat, specializați în administrație la spital? N-am discutat cu dumnealor angajări de pe zone, da, geografice. Știți că se vorbea la un moment dat despre angajări într-o anumită zonă unde oamenii erau specializați în administrație la spital. Posibil. Nu pot să vă dau detalii aici despre angajările din anumite zone. Pot să vă zic că avem candidați aproape pentru toate concursurile, măcar cel puțin unul, dacă nu doi, trei. De exemplu, acum avem un post la resurse umane, subiectul dumneavoastră favorit, unde sunt 6 candidați. Nu numai resursele umane, sunt subiectul meu favorit în spital. Mai am câteva subiecte. Pediatria, contracte. Despre pediatrie pot să vă zic că sunt acum într-un proces de a căuta și în situația de a căuta documentele și de a înțelege foarte bine ce s-a efectuat acolo, pentru că una din dorințele mele și cred că și a celor de la CJ ar fi să terminăm acest proiect. Nu găsiți documentele, toate ne sunați și poate vă mai ajutăm mă și noi. Mă interesează planșe și ce s-a executat mai mult decât alte documente. Nu, chiar și planșe și ce s-a executat. Poate da. Vă mai ajutăm și noi. Facem un efort colectiv, un efort în oraș. Pe mine mă interesează, dincolo de planșe și ce s-a executat, pentru că așa, să se intre odată în legalitate, pentru că, Doamne ferește, bat în len, să nu se întâmple ceva acolo, că după aceea o să asistăm din nou la sportul preferat în spital până la o anumită perioadă. Anume, este și... eu n-am nicio problemă, eu sunt doar membru în Consiliul de Administrație. Eu n-am nicio problemă, sunt doar membru în Consiliul Director. Noi, Consiliul, nu facem nimic decât de le dăm bani. Se uită de achiziții, de alte lucruri. Deci, știți cum e? Sportul numit pasarea răspunderii. Încep să înțeleg cum e, dar de asta spun, că încerc să implementez și o direcție în care... totuși să ne mai asumăm niște responsabilități. Eu am venit aici să-mi asum niște responsabilități, nu mi le asum nebunește asta, ca să ne înțelegem, pentru că toată lumea are familie și vreau să-mi cresc copilul, dar vreau să văd, să găsesc o cale legală prin care acest proiect să fie finalizat, această pediatrie. Ca alte vești bune, deși poate se comentează că mă întâlnesc cu Bendeac și cu Maticiuc prin București, e în timpul meu și pe banii mei,
dar deja avem oferte pentru a repara băile din pavilionul de interne, oferte pe care le transmitem lor săptămâna aceasta. Deci sunt și firme din București și firme din Piatra care ne-au dat oferte pentru aceste reparații, care vor fi plătite de dânsii. Și avem liftul de la infecțioase pe care, dacă mă întrebați pe mine, doamna doctor Burghelea și-l dorește de vreo 5 ani, pentru care s-au făcut proiect. Sunt deja 4 firme implicate pe diverse bucăți din proiect, adică betonul, structura metalică, liftul în sine și partea... Asta este o veste foarte bună, așa? Mai ales la infecțioase acolo. Exact, exact. Eu am văzut filmulețe de cum sunt duși bolnavi pe trepte acolo și... Vă zic că acest lift nu pare un mare proiect, dar pentru ei, la infecțioase, e fantastic. Deci. Și pas cu pas. De asta vă zic că pe mine nu pot să spun că nu mă interesează de unde primesc bani, dar eu încerc din toate sursele. De la CJ, ce se poate prin buget, din donații, din sponsorizări, de unde se poate. Nu am o preferință, da? Dar încerc ca manager să aduc cât pot la spital. Care mai e situația, care e relația în momentul acesta, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, bine, nu puteți avea o relație directă, măcar de colaborare cumva cu cei care administrează spitalul din Lescane. Ați primit vreo adresă, domne, putem să primim și noi oameni aici, de când? Din mai, din iunie, din iulie? Nu, eu nu am avut nicio corespondență și din câte știu nu sunt nici doctori acolo și e închis. Deci mai mult de atât nu pot să vă zic eu personal. Nu, credeam că DSP-ul de acolo sau DSP-ul nostru a cerut relații, de când se poate merge acolo? Că vine căldura, ce probabil. Ce face DSP-ul, nu știu. Pot să vă zic că am o relație de colaborare iarăși și cu DSP-ul bună, o consider eu. Discutăm, chiar și ieri am discutat cu doamna doctor Marcoș, să facem o adresă, să mai cerem niște bani de la Minister, special pentru Spitalul Județean Neamț, și după amiază asta e planul. Adică... În special pentru secția ATI, pentru că ieri la o videoconferință am descoperit că sunt niște bani disponibili și putem să cerem. Și atunci de ce să nu cerem? Dacă... Deci tot pentru ATI, tot pentru aparatură. Da. Da. Și funcționarea secției în sine. Deci chiar pentru mai mulți oameni, dacă ar fi să angajăm. Deci se poate și așa ceva. Da, se poate și așa ceva. Deci ne-au anunțat ieri de la minister, am avut o videoconferință la ora 4 cu managerii de spitale și am discutat aseară și cu doamna Marco și am zis, hai să cerem. De asta vă zic, pe mine nu mă interesează și nici nu mă uit din punct de vedere politic sau de unde vin banii respectivi. Dacă vin de la CJ, că vin de la minister, că vin din donații, sunt bucuros să-i primesc pe toți. În momentul acesta, spitalul mai are o fundație funcțională? Vă referiți la un fel de ONG? Da. O asociație nu cred, eu nu o cunosc. Ar fi benefic o asemenea organizație pe lângă spital? Cred că a fost ceva în trecut. A fost, nu știu sigur, exact, da. Ce s-a întâmplat. Probabil că ceva s-a întâmplat și probabil nu pozitiv, pentru că dacă ar fi fost ceva pozitiv, ar fi continuat activitatea. Nu, eu vă întreb dacă n-ar fi un lucru bun să aveți o asemenea fundație. Nu știu dacă să avem o asemenea fundație. Eu vă zic din experiența mea din afară, unde am făcut foarte mult fundraising și am și donat foarte mulți bani în Canada, totul începe de la tine. Deci, Mihaela, fosta mea soție, a lucrat foarte mult în fundraising în Canada, mulți ani, 12 ani. Și a lucrat și la spitale. Toate campaniile de strângere de fonduri întotdeauna începeau în interior. Vreți echipamente, vreți renovări, vreți... Da, toată lumea dona din interior. Doctori, asistente, oamenii care lucrau acolo. Sume mici. Nu... Sume mici, bineînțeles. Da. După era care, începutul. După adică care demonstrația faptului că îți dorești ceva. Dorești, că tu lucrezi acolo și vrei să ai... Să fie mai bun. Și nu pentru tine neapărat, exact, ci pentru bolnav. Și strângeai, nu știu, 100.000 de dolari. Și cu aia 100.000 de dolari zicea, uite, am strâns cât am putut noi. Și acum te duceai la cei care donau sume mai mari, la ONG-uri, și le demonstrai, domnule, atât am putut noi, dar mai avem nevoie, nu știu, de 2 milioane. Și cei de acolo, așa era sistemul, cei de acolo ziceam, ați făcut cât ați putut, foarte bine, de acum vă ajutăm noi. Și ăsta e, deci trebuie să arăți un pic, nu poți să aștepți numai tu să primești, fără să faci nimic. Și, de exemplu, noi cu fundațiile astea și cu Dăruiește Viața și cu Fundația Metropolis, chiar am dat mesaje și am strâns acel formular 230 prin spital.
Nu știu cât s-a adunat, dar nu asta contează. Contează conceptul în sine. Da? Da. Am dat pe grupuri de asistenți, pe grupuri de Medishef și fiecare ce a putut, inclusiv eu, am donat. În weekend, de exemplu, am cumpărat cărțile lui Maticiu și a lui Bendeac. Că toți banii aia de acolo se duc la aceste proiecte, da? cu spitalele. Și mi se pare că trebuie să pornești de acolo și după aceea vei primi și ajutor. În momentul în care firmele astea văd că și tu ești interesat de locul unde lucrezi, că și tu îți dorești condiții mai bune, nu văd de ce nu ar dona. Spuneți-mi despre bugetul spitalului în momentul ăsta. Ce știți? Cum stați? Ce ați cerut? Vi se dă sau nu? Nu ni s-a dat ce am cerut. Ni s-au dat bani. Deci chiar ieri am primit o hârtie cu ce s-a oferit de la Consiliul Județean. Deocamdată e un așa numit buget până la rectificare, după cum. Ca de obicei, deci suntem în luna lui aprilie. Jumatea lui aprilie. N-avem buget, dar bugetul care îl dăm până la rectificare, care prima rectificare probabil va fi în august-septembrie. Nu e nici vina dumnealor. Eu am vorbit foarte mult cu cei din Consiliu. Am avut cel puțin 4-5 întâlniri să discutăm ce se dorește atât pe partea de funcționare, cheltuielile curente, ca să le zic așa, cât și pe partea de investiții. Și am încercat să obținem cât mai mult și să știți că am găsit înțelegere la Consiliu. Și ei, la rândul lor, au primit, cred eu, mai puțin bani decât în alți ani. Pe bugetul dumnealor. Am înțeles, și atunci, dar eu am mai înțeles ceva, că în țara asta și în județul ăsta, sănătatea ar trebui să fie o prioritate. Și nu am avut niciun sentiment, și vă zic asta sincer, că nu ar fi din partea Consiliului Județean sănătate o prioritate. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dacă e încă vreo veste bună, vă rog să o dați. Mai aveți vreo veste bună acum, azi? Nu, în momentul acesta nu mai am nicio veste bună. Înțeles. Care e gradul de ocupare al spitalului în momentul acesta? Erau 320 ieri pacienți pozitivi, cu încă vreo 40 de suspecți. Deci, practic, aproape de pe la 350 au fost cel mai mulți de când sunt eu în spital. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, oameni buni. Mulțumesc și eu. Oameni buni, ne oprim aici. Vreau doar să mai spun două lucruri. Nu știu dacă ați observat ce se întâmplă, și vorbim tot de Ministerul Sănătății. Acolo, acum, domnul Voiculescu își dorește să fie din nou numit Ministrul Sănătății și să fie și acceptat. Având în vedere comentariile care au apărut la liderii USR în această perioadă, părerea mea este că trebuie să schimbe denumirea noului partid din USR, Uniunea Salvați România, în USV, Uniunea Salvați-l pe Voiculescu pentru funcție. Altfel nu se explică această încăpățânare de a ține un om care s-a dovedit și se dovedește că nu prea era acolo. Chestiunea aia cu să lupți cu rechinii din sănătate, care există, dar să lupți într-o formă care nu ține de modalitățile normale de luptă, sau să ieși să spui există rechinii în sănătate, vă spun eu, credeți-mă pe cuvânt, vă spun eu, fără să spui cine sunt acei rechini, să spui că există rechini în minister, fără să-i numești, e o problemă. E o problemă. Să sperăm că până la urmă toată lumea își va da seama că avem nevoie de un ministru al sănătății și să nu infectăm nosocomial sistemul de sus și să nu raportăm infecția unde trebuie, așa cum se întâmplă în multe spitale din România. Dacă nu știați, avem și spitale cu zero infecții nosocomiale. Unele chiar în neamț. Nu e cazul spitalului. Nu e cazul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi mulțumesc minunată. O zi frumoasă. O zi minunată, chiar dacă afară mai plouă și e norat. De la Mesagerul, toate cele bune pentru voi.